Ui! Mi-ați văzut corpul meu magnific. Bună ziua, dragii mei tele și YouTube spectatori. După cum ați observat, m-am îmbrăcat într-o maică invizibilă care șede lichită de corpul meu magnific. Zic o bandană nouă de o culoare neutră. Deși, pentru că suntem pe ultima sută de metri, duminică îi alegerile parlamentare. Din luni, dragii mei, trăim toți ca în rai. Babele vor să ducă toate prin Europa la mare dacă să aibă piezi de 6.000 de lei. Noi, vapcii, ne ducem pe lună, că la bugetarea îți dai salarii de 16, de 20. Toată diaspora sunt doar ca acasă, oameni buni. Dar după 20.000 de lei salariu, ori 15.000 de lei, salariu, la și șezi să știi cururile la babă cu 700 de euro, dacă tu poți șezi acasă și lucrezi ca un om lângă copchii tăi și lângă bărbat. Una cât vezi copchii, țara bărbat, te mai te gâdâiești. Nici nu trebuie străinătate, pentru ce trebuie diaspora, dar șezi acasă lângă bărbat, la țară, toți așa patrioți. E de asta din luni. Încă este câteva zile încă trăim toți în sărășie și în dezmăț și în corupție. Dar de luni, toți câte o lumnărică, dragii mei, și la mort. Să avem de pas mare și bandiții, și hoții, și corupția. Doamne, ferește și eu o săptămână numai de morți plină. O să avem de apomeni, ce să mai chem de îngropari? La toți. Poate mi-i faci vreo și niște scămieri, vreo dăși pleduri. Păi, dar până atunci, participanții ăștia, deputății ăștia care vor să intre în Parlament, toți ăștia, din diferite partide, îmblă oameni buni ca alghinuțele prin statele Republicii Moldova, prin glod, prin ploaie, prin vânt, să ne povestească de ce trebuie să-i alegem pe dânșii. Da. Și dacă ați observat, toți oameni buni ne promit marea starea, salarii, pensii, ca să ne scăpe de corupții și ca... Ești serios că nu știu pe cine-ți votezi. Hai, dacă aș fost unul zis că unul a sfârșit de corupția, unul a să mărească salariile, dar așa toți unul ca unul măriți salariile, mai oameni buni. Păi n-am un avion nimic bani, nici pentru salarii, nici pentru pensii, nici pentru... pentru nică, vapice, dar au toți. După 11 să aibă, am încă n-au. Atunci cred că o șadă și o jdisenii toți noaptea, nici nu dorme noaptea. O jdisenii cu flamasterul, dolari și euro. Ora să iei iar credite din Europa. Și așa ce mă gândesc, măi, oameni buni. Ca când nu suntem proștișori mai deloc, măi. Și ca când îmi pare că toți din Republica Moldova au luat credite de la tot felul de grozăgie, iuti credit, cum acolo era Sieba, la Sieba pe Fedux pe Sieba am luat, la iuti credit toată am luat, că am luat un telefon în credit, dar s-a dat un mandat încă înainte și n-am avut, dar sunt oameni care eu de la Sieba, 2000 de lei trebuie să dai 40. Așa și creditele este europene, mă închipui. Am ușor mai face vreo lege că să vândă pământul, Ișamol cumpără, dacă scriem așa cinstit, liderașii ăștia de pensații cumpără, vor să-ți cumpere pământ cu 20.000 de lei hectarul, cu 15.000 de lei hectarul. Și oamenii sărași, dacă, care nu pregândesc, oricare sărașii zbucșe de slenoși, că nu vor să lucreze, dar vor să aibă bani și vând pământ și apoi rămân cu foaie verde. Apoi, pe amaghete de tot. Eu înțeleg că dă-i pământul în arendă, că și la mine pământul e dat în arendă la lider. Eu sunt singur el, n-am familie, mai oameni buni, mă duc în fiecare an și eu acolo, 300 de kg de greu, dacă nu-mi trebuie eu numai bani, dați-mi bani, nu-mi trebuie nici să-mi mănânci șoar și podul, știți? Nu trebuie să-mi mănânci șoar și 2 ani zel, știți? La gospodărie, că am pământ. Dar dacă îl vinți, mai gata, băi. Dar eu mă duc în arendă și eu înapoi. Ori rămâne la copchii mie, dacă să-i fac. Dacă să-i fac. Dar cel care o vând ducea, să-l ies la copchii lui. Mâine pe mine să vindești casa liderului, ori la europeni. Și ați trebuia să plătească statului în fiecare lună
chirie pentru că trăiești în casa lui, lăsată de părinți. Ei, dar asta e vorba și e altă temă, oameni buni. Vine și mai înuniat. Mai înuniat, oameni buni, că noi nu putem încă gândi. Eu pe nimeni mă nu spun, eu spun părerea mea proprie. Așa că eu pe nimeni nu pun să votați pe el, pe el, ori voi nu aveți dreptate, ori voi nu trebuie să-l votați. Eu am vorbesc strict părerea mea. Măi, de când suntem independenți, dacă sincer, au fost la putere tot felul de culori. Tot felul de culori, socialiști, comuniști, și europeni și faie verde, lobă. Și toți ne duc în Europa și toți așa ia. Și noi toate prostologiile astea le credem. Și nu înțeleg, deși orică suntem proști, ori poate că ne gândim noi, dar n-ați văzut și vreo minuni și așa mai departe și așa mai departe. Și că așa mă uit la electoratul ăsta nostru, mă domnesc. Prin Facebook toți strigă PAS, prin adnaclasnici toți strigă Voronin, Igaraș, tralala, și aha. Și toți așa, toți numai povești povestesc la alegerile astea. Toți promit numai marea starea și toate aceleași promisiuni care le-au promis 10 ani în urmă, 15 ani în urmă, 20 de ani în urmă. Promisiunile nu s-au schimbat. Dar toți le-i îngrijă, deși nu avem toalete în casă, deși nu avem granturi în casă, deși nu avem gaz, deși lumea a dus în străinătate, fai verde lobă, de... Neaca, merge un rachet pe drum. Dar toți zic că moldovenii trăiesc greu. Dacă merg rachetele în loc să zboare în cosmos, zboară pe drumuri, prin sate. Și greu zic că trăim greu. Dacă și stiu, nu înțeleg vorba asta care cu sărășie moldovenilor. Dacă sincer, toți în Facebook, Jinovat Dodon, Baia Sandu, nu știu neacolo, toți sunt jinovieți, pentru că ei sunt în străinătate. Dar și măi, muriesc de foame și în Moldova, în Republica Moldova, de văzut sunt în străinătate. Vă alungați din țară foamete? Nu. Dar și vă alungați, dar sărășie? Tot nu cred că sărășie, măi. Vă alungați din țară fală. E ca și v-a alungat. Și invidia v-a alungat din țară. Dar nu v-a alungat Dodon, Maia Sandu, Gorbaciov, ori Putin. Deși zic asta pentru că toți nu vă duceți când n-aveți o bucăți de pâine pe masă, ori acolo n-aveți și mâncauri, n-aveți și vă încălzat copilul. Dar vă duceți că vreți mai multe. Vreți că vecinul are casă și mașină, voi vreți, vă duceți, duceți cu două căsă și cu 5 mașini, ca vecinul și ala să rămână acela. Acela se uită la voi și duce iară. Și că așa vă duceți pe 20 de ani, 15 ani și foaie verde, numai că să veniți în Moldova și să faceți nunți de astea de sute de mii de euro la tot felul de astea colorate. În Chișinău, Champs-Élysées, orice acolo sunt astea celeste de nunți care... Și să vă arătați că ați chemat muzicanți, vă cânta Dan Belan, Madonna, Britney Spears. E ca pentru și vă duceți voi în străinătate. Dar nu muriți de foame aici, în Moldova, că e ca... Eu aș fi de acord cu voi, dacă n-aș fi nimeni în țară. Și toți ori și în străinătate. Dar așa te duci în Chișinău, ți spari. Nu prea să vezi o mașină de asta simplă, o ladă de asta, care de-a lui Tictor, de-a lui Măcta. De la 6.000 de euro în sus, mașinile de astea, așa, ciotche, de 20, 40, 50. N-aveți bani, dar trebuie să-i sărășii și foaie verde. Păi, dar tot m-am dus într-o parte și vreau să vă spun, mă, oameni buni. Vreau să spun una, strict părerea mea. Păi duceți-vă, ați mă duc și eu la votare. Și cum v-am spus, ați mă duc să stric votul, ați să votez pe toți, că sunt superi lume. Voi votați pe cine vreți. Dar vreau să vă spun așa, o părere de-a mea, strict a mea. Lăsați, vă rog frumos, recnitele astea și... cum avecișeți pe toc pe rețelele de socializare. Votăm numărul 5 pas, ori 6 și pas. Votăm pas. Alții, votăm BKD-ul și la Voronin și blocul Voronin social. Votăm socialiști, votăm așa. Unul strig, votăm pas. Unul... Lăsați, vă rog frumos, toate chestiile astea și nu mai vă mai stresați. Pentru că vă spun unul și a zis că a să am dreptate. După data de 11 iulie, n-ați trebuit la nimeni. Nici lui PAS, nici lui Dodon, nici lui Voronin, nici la nimeni, la cei care le-ați dat glas.
De ce zic asta? Pentru că am mai văzut oameni buni în ani. Voi nu știu cum ultima vreme moldovenii uitați. Aveți asta un fel de boală de asta care e mentală, care uitați tot și s-a întâmplat anii precedenți. Dar eu țin minte, oameni buni, cum toți așa rupeau mâișele pentru pele de mie, pentru felat. Și îmblau toți caloși verzi. Țin minte asta. Țin minte cum se rupeau toți pentru socialiști, pentru pedemia, pentru nu știu, pentru toate partidele care au fost la putere. Și după ce se rupeau mâișele, tot voi judeci, bandiți, na-na-na. Și mai lăsați, vă rog frumos, grozăjiile astea, că asta nu poate face pentru că Plahotniuc e vinovat. Asta nu poate face că e pentru Dodon vinovat. Asta nu poate face pentru că Maia Sandu e vinovat. Măi, oameni buni, alegeți pentru fapte. Nu pentru toate prostologiile astea care vă le spun vouă, salarii, minuni și grozăjii. Dacă vă-ți gândi o leacă cu tăbășelul, toți aici, mai majoritatea care din PAS, din socialiști, din comuniști, au fost la guvernări, au fost la în parlament. Și votați după ce au făcut ei, dacă nu au făcut nici o pleașă, la și ei mai votați. Și la și vă mai așteptați. Și dacă vă rog frumos, eu vă spun una, cine n-a câștigat? A câștigat PAS? A câștigat PAS, ora asta, socialiștii? Nimeni n-a să se întoarcă în țară. Nimeni. Voi toți așteți acolo și ați rogit și ați moșiți ca să aveți și voi mașini de scumpi, telefoane scumpi, căs scumpi și bani. Pentru că nimeni n-a să vă facă vouă salarii de 20.000 de lei, pensie de 60 de 10, nimeni. A zis, of, nu putem, de unde, ce s-a întâmplat, tra-la-la și ni-ha-ha. Așa că, dragii mei, vă felicit, suntem pe ultima sută de metri, deci vă felicit, măcar n-ați mai avut toată prostologia asta de pe Facebook, de pe televizori, cum au săturat, dar toți cu poveștile astea lor colorate. Și vreau să vă liniștesc. După data de 11 iulie, nu străbiți la nimeni. Nici numărul lui 5, nici numărul lui 6 și nici la celelalte numere. Eu o să ajung acolo unde trebuie, atacă și o să facă băieții chestiile lor care le-au mai făcut pe namu. Și asta, dragii mei, pe azi. Sănătate și virtute. Și putere, măi oameni buni, să lucrați în străinătate.